Iubitorii de muzică de calitate au avut parte miercuri seara în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva de un adevărat regal. În organizarea primăriei municipiului Deva și a Centrului Cultural Drăgan Muntean, nume mari ale muzicii românești au evoluat în cadrul concertului extraordinar Tinerețea Romanței. Vă mulțumesc din suflet pentru aplauzele calde pe care mi le-ați dăruit în această seară mie și tuturor colegilor. Chiar nu simțim că e așa răcoare aici în sală, pentru că dragostea dumneavoastră a venit aici pe scenă și o simțim cu toții. Vreau să mulțumesc și eu pentru acest concert extraordinar de romanțe care are loc aici, la Deva, în această seară. Vreau să mulțumesc primăriei municipiului Deva, să-i mulțumesc Consiliului Local al municipiului Deva și, bineînțeles, domnului primar Nicolae Florin Oancea, care a susținut întotdeauna cultura și evenimentele culturale în municipiul Deva. Romanța este un gen muzical de patrimoniu național care se află în geneza imnului național al României. Numeroase instituții prestigioase din România susțin demersul de înscriere a romanței pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Evenimentul de la Deva face parte din programul național de concerte Tinerețea Romanței sub patronajul Comisiei pentru UNESCO, iar organizatorii acțiunii au fost premiați pentru demersul lor. Mulțumim primăria din Deva și domnului primar Nicolae Florin Oancea și lui Cristian Fodor, și am aici un dar pentru Cristian Fodor. Unde sunt diplomele? Veniți, vă rog, veniți, am aici ceva. Vreau să cânt cu diploma aceasta în mână, să știți. Da, eu vreau să cânt cu ea, dar n-am putut. În aplauzele dumneavoastră, din cetatea Romanței Târgoviște, dăruim diploma de excelență Centrului Cultural Drăgan Muntean și managerului Cristian Fodor pentru excepționala contribuție adusă la realizarea concertului Tinerețea Romanței în cadrul programului național de concerte sub patronaj UNESCO și pentru promovarea romanței în mod excepțional, gen muzical de patrimoniu al culturii naționale. Bravo, Cristian Fodor! Tinerețea Romanței! Să facem și o poză pentru eternitate. Vă mulțumesc din suflet. Veniți, domnul Câlțea, lângă mine. Această diplomă frumoasă o merită din plin Centrul Cultural Drăgan Muntean și managerul Cristian Fodor, voce și suflet de romanță. Pe scena Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva au mai urcat, alături de Alina Mavrodin Vasiliu și Cristian Fodor, Matilda Pascal Cojocărița, Ștefan Cigu, Alexandru Pugna, Zorina Bălan, Georgeta Plută, Sorin Lupu, Cristina Delian Mosuțan și Samuel Barani, aceștia fiind acompaniați de orchestra condusă de profesorul George Câlțea. Ciobănaș cu 300 de oi, când vizi treci cu turma pe la noi, te-ai vedea pe mândra draga mea, spune că m-am depărtat de ea. Yeah.
Concertul extraordinar Tinerețea Romanței poate fi urmărit pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva.